Președintele Zelenski a anunțat faptul că marea ofensivă a Rusiei în sud-estul Ucrainei a început. Acesta a declarat că bătălia pentru Donbass este deja în desfășurare și că luptele în regiune s-au intensificat. În interviul acordat revistei India Today și publicat marți, Lavrov a anunțat că armata rusă începe următoarea fază a operațiunii în estul Ucrainei. Operațiunea în estul Ucrainei are ca obiectiv, așa cum s-a anunțat deja, eliberarea completă a Republicilor Doneț și Lugansk. Această operațiune va continua următoarea fază a acestei operațiuni începe, a declarat ministrul de externe rus. Lavrov a susținut faptul că Ucraina nu a știut să aprecieze retragerea trupelor ruse în urmă cu trei săptămâni din regiunile Kiev și Cernigov din nordul țării. Și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a anunțat că Rusia a lansat așteptatul asalt asupra regiunii Donbass din estul țării, potrivit agențiilor de presă ucrainene. Șeful statului a declarat că bătălia pentru Donbass este deja în desfășurare și că luptele în regiune s-au intensificat. El a adăugat că o mare parte a armatelor lui Vladimir Putin au fost alocate acestei ofensive. Nu contează cât de mulți soldați va aduce Rusia, noi vom lupta, ne vom apăra, a mai a spus Volodymyr Zelensky. Guvernatorul regiunii Lugansk, parte din Donbass, a declarat că situația este un iad, cu lupte constante în câteva orașe. Iar șeful administrației prezidențiale de la Kiev a spus că asaltul din Donbass reprezintă începutul celei de-a doua faze a războiului. Un oficial de rang înalt din apărare a anunțat că forțele Federației Ruse au încercat să avanseze pe întreaga linie a frontului din regiunile Donetsk, Lugansk și Harkiv.